Revenim la Like IT și la noutățile din gaming. Le povestesc Iulia și invitatul ei, evident, mult mai multe. Bună dimineața, dragilor, bine ați revenit. Noi n-am povestit nimic. Bună dimineața. Mi-ar fi plăcut să defilez acum, la fel ca cei de la... Dolce & Gabbana. Da, mm-hmm. Mi-ar fi plăcut să pot să am și ce să afișez. Păi ai, uite ce costum frumos. Dar da, într-adevăr, nici noi nu stăm rău. E ok, ia. Ne descurcăm și noi. Ia să vedem. Sunt și mai accesibile astea ale noastre. Bineînțeles. Cu mult mai accesibile, da. Suntem alături de Bogdan Timuș în dimineața aceasta, creator de conținut în zona de gaming. El ne pune la curent astăzi cu toate noutățile din domeniu, mai ales că recent a avut loc și un eveniment la care au fost prezentate foarte multe jocuri noi, care vor fi lansate oficial anul acesta, anul următor. În mare parte anul viitor, dar au fost și multe anunțuri pentru anul ăsta, încât să ne țină ocupați până la finalul anului. Și anul acesta, care ar fi titlurile pe care le-am putea vedea? Cel mai probabil Battlefield 2042, care, sincer să fiu, se prezintă destul de bine, cu toate că nu vine cu o poveste data asta. De obicei, jocurile vin cu o poveste și o parte de multiplayer. Aici vine doar cu multiplayer-ul. Avem Halo Infinite, despre care am vorbit și de dimineață. Tot la fel vine cu parte multiplayer, care aia va fi gratis, ceea ce încântă pe mulți, dar în același timp sunt foarte sceptici cum de un joc cu un buget de vreo 100 de mii de dolari, de milioane, pardon, milioane, da. Că jocurile de acum ajung să coste cât un film. Ajung să... Dar în unele cazuri au chiar și un succes mai mare decât l-ar avea o producție. De multe ori poți să trezești cu un succes de la un joc cu un buget de câteva sute de dolari. Adică poate să fie un proiect făcut acasă și să fie ceva super care prinde. Dar cum mai sunt și cazurile foarte nasoale atunci când vorbim de jocuri cu bugete foarte mari, care au nevoie, zicem, trebuie să ia drepturi de autor la diverse firme, ajungi la un joc de buget de vreo 60 de milioane să nu poți să-ți faci profitul. Vreunul dintre jocurile care au fost anunțate acum, prezentate, este făcut în România? Multe dintre jocurile de la Ubisoft sunt produse, au părți din joc, sunt făcute la noi în țară, la studioul din București. În cel mai rău caz, testate la noi. Da, da. În mare parte testatul se face la noi, dar știu că se și lucrează. Am fost în vizită de câteva ori pe acolo și știu că se lucrează diverse componente. Multe din jocurile pe care le-au lansat deja, precum Ghost Recon, este făcut în mare parte aici la noi. Ceea ce este destul de impresionant și chiar pot zic că au făcut o treabă destul de bună. Să numim și câteva titluri pe care abia le așteptăm în următoarea perioadă? Cel mai rapid acum ar trebui să vină ceva jocuri de la Nintendo, și anume Mario Golf. Dacă sunteți pasionați de golf, în special dacă vreți să jucați cu copiii, pentru că de obicei jocurile Nintendo sunt super fascinante să joci cu familia. Da. Și Mario Golf este un joc care sigur o să atragă, un remake pentru Zelda. O să avem după aia în toamnă, când este marea ploaie de jocuri, dacă să o numesc așa, cu Battlefield 2042, Halo Infinite și cel mai probabil se vor mai anunța câteva pe parcurs, dar multe rămân sub aria asta de în toamnă, nu o dată fixă. Și jocurile în care s-au făcut cele mai mari investiții? Cea mai mare investiție, din ce am văzut acum, zicea lumea de Halo Infinite, dar acum nu sunt sigur, la un preț destul de exagerat de mare, la vreo 500 de milioane de dolari pentru producție. Wow. Ce drept pot să cred asta? Pentru că tehnologia de a crea jocurile acum e mult mai diferită față de cum era înainte, pentru că ai nevoie de actori, ai nevoie de tot felul de costume. Vedem acum, de exemplu, imagini din exemplu, următorul genul joc de, Avatar. Da. Genul ăsta de jocuri au nevoie de actori care chiar să joace și să fie exact ca într-un film. Dar, practic, lucrurile se întâmplă într-un joc. Și se întâmplă ca de multe ori jocul să aibă un succes mult mai mare decât filmul, așa cum am spus și mai devreme. Uh-huh. Și recomandarea ta care ar fi în momentul de față? Ce producții să urmărim? Cea mai probabil acum, cum am spus, Battlefield, Halo, mai ales că o să fie gratis, sunt tare curios cum să prindă la noi în țară, pentru că noi suntem încă... Este un multiplayer, nu? Da, este un multiplayer care are o vechime și care e un fel de icoana brandului Microsoft, să numesc așa. Și de-aia sunt tare curios cum prinde la noi în țară acest joc, când mai, o să lanseze. Mai vreau să vorbim puțin și despre tehnologiile folosite acum, lăudate, am putea spune. Da, precum cele de la plăcere video cu RTX, cu DLSS. Ce înseamnă RTX? RTX este tehnologia pentru a prelucra lumina, pentru a prelucra umbrele, totul să fie cât mai natural și în timp real. Deci sunt niște procesoare mult mai puternice față de vechea generație de plăci video, iar acum jocurile încep să folosească și acel spațiu de stocare, și anume SSD-ul. Acum, fiind SSD-uri super rapide, jocurile se încarcă instant, uneori chiar nici nu mai ai acel timp de între nivele, dacă să numim așa, ceea ce uneori poate să te lase foarte surprins, pentru că nu-ți mai dai seama când treci dintr-o parte în alta și, păi da, nu mai am și o pauză. Am văzut că s-au făcut investiții destul de mari și în jocurile gratuite.
Haideți să le explicăm oamenilor cum ajung producătorii să facă bani din aceste jocuri gratuite. De ce fac totuși aceste investiții? De multe ori un joc gratuit vine cu mici magazine virtuale, unde de obicei îți cumperi lucruri de modă. Noi numim fashion, sunt fashion items, până la urmă, sunt lucruri de modă unde ți-ai un skin, un fel de culoare pentru ramă sau ceva. E bine, lucrurile astea poate să ajungă de la un simplu preț de 20 de lei la până să ajungi la 1 milion să dai fix 100 de lei să dai pe un pachet de skinuri de acest gen. Și desigur mai vin și acele sezoane care și ăla te costă încât te fac cumva să joci ca să îți dau niște misiuni să deblochezi mai multe lucruri. E un fel de proces ăsta, te țin în acolo. Joc. Ne țin acolo. Mulțumesc foarte mult, Bogdan. Mi-a făcut mare plăcere. Te mai așteptăm pe la noi. Pe mine mă revedeți și mâine. Aici, la iLike IT.